În etapa a treia a turului suplimentar al sezonului regular din Liga 1 de futsal, Auto Bergamo Deva, liderul competiției, a avut parte de un duș rece pe terenul celei de-a doua clasate, FK Odorheiul Secuiesc, unde a pierdut cu scorul de 6-2. Dorin Popa, președintele clubului devean, este dezamăgit de rezultat, dar mai ales de joc și, ca o primă măsură, a anulat zilele libere promise jucătorilor. Șeful celor de la Auto Bergamo spune că meciul de la Odorhei trebuie să dea de gândit și că este nevoie de multă muncă în condițiile în care bugetul nu mai promite aducerea altor jucători. Florin Matei fiind ultimul transfer pentru Deva în acest campionat. În ciuda acestei înfrângeri, obiectivul devenilor, realizarea eventului, rămâne neschimbat, iar un prim pas obligatoriu în acest sens este câștigarea meciului de cupă de la Timișoara cu CFR, un alt adversar dificil, partida urmând a se disputa marți, 15 februarie, de la ora 20. Din păcate, aveam două opțiuni, cele mai proaste, și am picat cu a doua, cea mai proastă. Deci puteam pica la Galați, noi Galații nu am fost cap de serie, și am picat la Timișoara. Asta e. Acum trebuie să mergem la Timișoara, trebuie să câștigăm acolo, clar, pentru că obiectivele noastre sunt cupa și campionatul. Mă ne dă de gândit jocul acesta, trebuie să muncim mult, nu ne permitem bugetele, din păcate, sunt numai eu, primăria lângă mine, nu spun asta cu mândrie, o spun cu regret. Este foarte greu la un nivel înalt să te bagi acolo, trebuie bani mulți, nu le permite să mă ducem jucători. Meciul de campionat din etapa viitoare, tot cu CFR Timișoara, de această dată la Deva, a fost amânat pentru 20 martie. Auto Bergamo, urmând a evolua în Liga 1 de futsal, la sfârșitul săptămânii viitoare, în deplasare, în Vrancea, la Sportul Ciorăști, partida contând pentru runda a 5-a. Chiar dacă a pierdut la Odorhei, Deva rămâne lideră cu 34 de puncte din 14 meciuri, iar adversara sa o secondează, având un punct mai puțin, dar și un joc în plus. Pe locul 3 este United Galați, cu 28 de puncte din 14 meciuri, iar imediat lângă podium stă Timișoara, cu 27, însă din 15 jocuri, primele 4 clasate luptând pentru întâietatea în sezonul regular. Pe 5 și 6 sunt Luceafărul Buzău și Ciorăștiul, ambele cu 13 puncte, despărțite de golaveraj, formația din Vrancea având o partidă în minus, adică doar 14. Pe ultima poziție este Clujana Cluj cu 3 puncte din 15 întâlniri, fiind ca și ieșită din lupta pentru play-off, unde merg locurile 1-6, iar dintre acestea primele două clasate la finalul sezonului regular au un traseu mai ușor spre titlu.